Bună dimineața, mă întorc de la Ploiești, unde am fost la Lidl și la Kaufland ca să-mi cumpăr ceva extrem de necesar și pe care le-am uitat acasă, am scăpat cavaca în Lucernă, bineînțeles, am cumpărat multe lucruri vag inutile, sau nu, cine știe, vom trăi și vom vedea. Și alaltăieri, am făcut, zic eu, o aroganță, adică am comandat un telefon în ziua în care a avut lansarea internațională și mi-a și venit a doua zi. Cred, nu știu, am comandat pe 13 mai și când a apărut în magazine, la EMAG, să trăiască la mulți ani, și a venit a doua zi. Asus Zenfone 8, un preț ok la ceea ce oferă, a fost aproximativ 3000 de lei, dar ultimul procesor Snapdragon, ecran adaptiv între 60 și 120 de Hz și, mă rog, are o chestie foarte smart în care spune el, și l-am luat pentru că este mic și l-am luat pentru soția mea. Are ecranul de 5,9 inch, cred că este cel mai mic telefon smart la acest moment pe piață. Specificații foarte, foarte bune. Din păcate are doar 128 de giga și nu poți să-i pui card de memorie, dar trebuiau să mai scadă și ei de undeva, nu? Niște chestii. Are jack pentru căști, whatever, bine că ne-am cumpărat tot felul de buds, Bluetooth și căști pe USB-C, dar iarăși. Băi, și mi se pare genial. Deci am un S20, are un an deja, se mișcă bine, dar ăsta, nu știu, e în altă ligă. Deci are, de exemplu, double Wi-Fi, da? Cum am în casă rețea și de 5 GHz și de 2,4 GHz, poate să rămână conectat la amândouă. Nu știu, ecranul se mișcă impecabil. Senzorul de amprentă față de S20 este cu 100 de clase peste, adică n-am avut nicio eroare, la ăsta mă chinui, apăs pe el, dau, întorc, nu știu ce. Să vedem dacă îi plac Anei pozele pe care le face acest aparat, pentru că am mai avut două tentative anul trecut cu un iPhone SE, well, la ce te așteptai, care era cam 2000 de lei, uite și un copil pe mijloc cu străzii, și un iPhone 12 mini, pentru că încă o dată ea vrea telefon mic. Bă, și adevărul e că pozele, cel puțin în casă, față de P20 Pro pe care l-are în acest moment, ieșeau super nașpa, super nașpa. Acum să vedem, și ieri am făcut niște probe, într-adevăr, par spre portocaliu fețele oamenilor, așa, parcă avem toți hepatită, dar, mă rog, a venit ieri un update pe camera improvements, poate mai trebuie să mai lucrăm un pic la el, dar mie personal mi se par pozele mai mișto decât la P20 Pro. Acum, uitându-ne unul lângă altul, făcând aceleași poze, chiar mi se par ok. Oricum, îl testează weekendul ăsta să vedem ce o să iasă. Prețul, cum a zis, la mijloc fix între iPhone SE și iPhone 12 mini, dar cum se mișcă și cum arată și cum se aude, deci este ceva impecabil, impecabil. Eu sincer sper să-l păstreze. Dacă nu-l păstrează, sper să fie de acord să ia Samsung-ul meu și să-l păstrez eu. Deci este genial telefon. Îmi place maxim. Mă gândeam și la Zenfone Flip, cel nou, dar e foarte mare ca ecran. Are, nu știu, 6,9 inch. Paletă de tenis. Și, sincer, eu m-am căsătorat de paletă de tenis. De-aia mi-a luat și S20-ul, că era mai micuț. Well. Da, foarte, foarte mișto. Să mândru de aroganță, ce pot să zic. Și cam atât, vorbe din mașină, un fel de review la Zenfone 8. Mă mai gândesc când ajung acasă dacă fac niște înregistrări de ecran să pun în filmuleț mai departe. Dar, încă o dată, mi se pare că arată impecabil. O zi faină să aveți și ne auzim data viitoare. Pa!